Oamenilor se vede cu ochiul liber. S-a făcut ora 8 și primăvară. Mă rog, bună dimineața. Sunt niște oameni drăguți, bună dimineața, care cumva au combinat 1 martie cu ce se întâmplă afară și ne-au trimis niște globuri cu șnuruleți. Adică, înțelegi? Cadourile noastre astăzi pentru toți invitații. O să vedeți despre ce e vorba. Înăuntru sunt macarons cu neața pe ele. Happy 1 martie, Amalia, bună dimineața! Bună dimineața! Să aveți o primăvară superbă! A început bine! Este o primăvară crio! Crio primăvara! Azi dimineața asta am zis și eu, la minus 20 de grade, că nu puteam să închid ușa. Minus 19 erau, scuză-mă. Da? Da, că n-am putut, că s-a ferul, s-a... la dinții. Și am zis, hei, ce primăvară frumoasă, hei, după atâtea fric și ceață, iară sare soarele, ia uitați ghiocei. Nu erau ghiocei, nu veniseră gunoierii de două zile. Chiar nu vin mașinile nu de vin. Gunoi. Este totuși 1 martie, să nu ne pierdem cu firea. Să fim în ton. Nicu Balunaș ne-a făcut o surpriză, a lucrat toată noaptea. Și ne-a făcut ghiocei, floricele, inimioare și toate... Ca cele. Pe vremuri, mă. Ca să fim și noi pe... Uitați-vă și voi ce minunăție de coleg avem în... Nu știu pe ce e cadru, că dacă e pe Flavia, trebuie să zic ce minunăție de colegă. Dacă e pe Floare, trebuie să zic ce minunăție de Floare. Ce minunăție de bucătar avem în emisiune! M-a salvat puberul! Yay! Neața, colegi, happy 1 martie! Happy 1 martie, la mulți ani! Să avem o primăvară minunată și știți ce se întâmplă de dimineață, de când m-am trezit? Nu exagerez, jur! Văd numai inimi! Iară! Peste tot! Doamne ferește! Adică, Doamne ajută! Nu Doamne ajută, Doamne le ajută! Wow, știi, m-am spălat pe dinți când... Nu cred, da, lasă! M-am spălat pe dinți și aia de la... Da, puma, aia de la spuma. Era în formă de inimă, după aceea m-am spălat pe mâini, am făcut așa, strop în formă de inimă. Era, oh my God! Flavia, nu te mai spăla! Că uite, îți face rău! Da. Vă aduceți aminte cum era 1 martie când erați fete la școală? Când erați, se înghesuiau, cred, la Amalia, era coadă, se băteau ăia, se împingeau de cap. Eu îi dau primul mărțișor. Se împingeau care se urce pe scară și care se țină scara. Cum era Amalia? Era înaltă și în clasa 7. Nu, nu, în clasa 7 nu eram înaltă, chiar eram destul de mică. Și scoabă, era slabă, eram, scândură, da. Era. Era băiețelul clasei, de fapt, iadă de amărțișor. Nu chiar, nici chiar așa, că mereu am fost apreciată să... Mă rog, lasă, că te lăudăm noi. Și cum era? Și era plin de mărțișoare, cum să fie, și cu multe flori și multe declarații de dragoste. Erai la concurs cu sora ta? Nu, 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 că erau 4 ani diferență între noi, adică, de fapt, și sunt. Evident, i-ai și pupa pe băieți. Se folosea de metode... Câți băieți în clasă, în liceu? În liceu, nu mai țin minte, cred că vreo 7, eram, și noi eram 30. Erau, păi, aveam. Da, săracii, mamă, ce buget. 7 băieți, 30 de plus profesoarele, ai de mine. Era drăguț că uneori mai primam mărțișoare și de la profesori. Foarte drăguț. Lasă că am mai citit noi. Aoleu, eu am curs astăzi. Sala plină, iară. Flavia, la coreografie cum era? Doi băieți? Băi, da, noi în clasă aveam doi băieți, dar aveam băieții mai mari. Doamne, ce băieți! Bine, ce băieți atunci, adică nu și acum, dar mi se păreau atunci. Și știi că mie îmi puneam trandafiri albi, niciodată alte culori, ceea ce mă face un pic să mă... Unde îți puneam trandafiri albi? În bancă. Mamă, poate era fane, bănică. Da. Și poezii, și mesaje pe scăunel, și pe băncuță. Ia uși! Da.